EMI TV e altceva. Am revenit, dragi telespectatori, am ascultat câteva cântece frumoase în interpretarea invitatei mele din această seară, Cristina Udrea. Chiar îi spuneam în această pauză publicitară că mi-era atât de dor de ea, n-am mai văzut-o de ani de zile și iată-o cu cântece spre bucuria sufletelor noastre în această seară. Știam că aveai o fetiță micuță la vremea când ne-am cunoscut noi. La ce vârstă e acum? Da, așa este că noi ne cunoaștem de ceva timp și să știi că sentimentul de revedere și de dor a fost reciproc. Este deja o domnișoară mare care a terminat conservatorul. Wow! Felicitări! Mulțumesc frumos și sperăm să fie bine și de aici încolo. Doamne ajută! Câți ani are? 23. Vai, ce-a trecut timpul! Da. Da. Mă mândresc cu copilul meu. Este un copil nu bun, foarte, foarte bun pentru lumea în care trăim. Și pentru mine acest lucru este cel mai important pe lângă celelalte. Iată, ți-am moștenit glasul și ai ales calea muzicii. Nu știu dacă și spre genul popular a mers. Să știi că are înclinații și spre genul popular. Îi place, dar nu cred că o atrage atât de mult. Cel mai mult merge pe latura clasică, face cu mare drag acest gen muzical și eu nu pot decât să mă bucur și să-i fiu alături și am lăsat-o cumva să-și aleagă singură calea. Este drept că aici, în decizia ei, eram cumva la o limită atunci când am mers la liceu. Își dorea și nu prea știa exact cum stau lucrurile, dar într-un final în decizia ei a cântărit și sfatul Rodicăi Mitran, prietena mea, care ascultând-o și văzând-o că are o voce foarte bună, i-a spus: grații, păi hai la liceul de muzică, deși noi studiasem în particular vreo 2 ani piano. Și așa că s-au legat lucrurile și a dat seama că îi place și face cu plăcere. Bravo! Dacă a terminat, s-a și angajat undeva? Eu știu, profesează? Da, ea a colaborat o perioadă și la operă, dar dată fiind situația de față, vedem ce o mai fie mai departe. Da. Are îndrumători buni acolo care să îi fie alături? Sigur că da, din fericire i-a ajutat Dumnezeu și i-a scos în cale oameni foarte buni, iar așa cum este ea făcută să absoarbă tot, văd că lucrurile se îndreaptă din ce în ce în direcția cea bună. Bravo, mă bucur. E mândria ta și realizarea ta, cred că, cea mai mare. Sigur că da. Așa cum am spus și îmi place să spun, asta simt eu. Eu în suflet mă simt bogată. Pentru mine, fata este averea mea, cea mai mare pe acest pământ. Foarte frumos. Mă bucur. Dar sunt foarte sinceră când spun acest lucru. Deci eu nu am averea mai mare în afară de ea. Copilul e pe primul loc. Ea este averea mea, da, pe acest pământ. Luăm telefon. Bună seara! Alo, Română! Bună seara! Vreau să dau și eu niște dedicații. Da? Vă ascultăm! Lazar Cotineanu, sunt la Grăbuțești, Urecești, da? Nu prea aveți semnal. M-a auzit? Întrerupt. Hai să mai încercăm. Pentru? Domn primar. Așa, de unde? De la Drăguței. La Gorj. Am înțeles. Așa. Pentru maică mea, după aia. Pentru șeful de-o maică. Toată familia de maică și al șeful. Și pentru surorii, pentru cumnați. Ok, pentru toată familia ta și pentru toți cei enumerați. Mulțumim de telefon, îți dorim o seară frumoasă. Nu ne mai auzim.
Am să rog pe Oli, dacă mai avem un telefon, să-mi ridice el așa un deget, că am scăpat casca spre rușinea mea și nu mai, nu-i mai aud pe colegi. Da, Cristina, iată, vorbeam despre averea, cea mai mare avere. Cred că după ele, normal, e familia ta cu părinți. Sigur, cu... sigur. Că... Și zestrea folclorică, cântecele pe care le-ai adunat, mulțumesc frumos, pe care le-ai adunat așa de-a lungul anilor, câți ani de carieră s-au strâns, Cristina? Păi, peste 25. Vai, 25. Da. Mulți înainte, cu sănătate și cu împliniri și cu CD-uri nenumărate. Mulțumesc. Țin să precizez faptul că în toți acești ani eu recunosc că m-am dedicat mai mult copilului meu spre creștere și educare. A fost și alegerea ta și sigur, iată acum sigur, culegi sigur. Roadele. Sigur că da. Luăm telefon, bună seara! Alo, bună seara, cu mult respect pentru dumneavoastră, doamna Codruța, și invitata dumneavoastră, petrecem împreună cu doamna Cristina Udrea. Da, așa e. Mă numesc domnul Leontin Buburuzan, de la Bistrița Năsăud, Beclean pe Someș. Da, domnul Leontin, ne bucurăm că ați revenit. Ne bucurăm și noi că urmărim emisiunea familiei EMI TV. Așa cu cântecele e. frumoase, cu invitat special pentru telespectatori, unde ne înveseresc cu cântecele lor, mă uităm de probleme, de necazuri. Cântecul este un balsam pentru noi telespectatorii care interpreții le interpretează pentru noi. Așa este. Vreau să transmit un post liniștit, o primăvară frumoasă, pentru toți sărbătoriții vâlceni. La mulți ani, multe bucurie, dragoste alături de cei dragi. Postul Sfântelor Paști să le aducă numai bucurii, dragoste alături de cei dragi. Sănătate pentru toate și toate melodiile interpretate de doamna cântecului popular. O felicităm pentru cântecile frumoase, o voce de privighetoare pentru noi telespectatori, unde ne bucurăm tare mult. Mulțumesc frumos, sunteți un drăguț. Aceste cântece să fie și pentru niște telespectatori, dar sufletului meu de la Vâlcea, este vorba despre domnul Cornel și doamna Nicoleta de la Vâlcea și fiul Ion, pentru domnul Ștefan Galan de la Bistrița Feldru, și pentru doamna Mariana de la Giurgiu, o doamnă care știa, nu știu dacă intră la dumneavoastră, că n-am auzit-o niciodată, unde dorim și mai multă sănătate, fidelii noștri ascultători, pentru familia EMI TV, unde vă dorim multe realizări și tot ce vă dorim, sănătate, că mai bună decât toate. Mulțumim! Doamne ajută, mulțumim din mulțumim suflet! Frumos! Mulțumim! Pentru aprecieri! Mesaje extraordinare, o salutăm și noi pe doamna Nuța Fota, care iată ne este alături și în această seară, pe Roza Rozica, cea care ne-a scris pe Facebook, Ion Preduț, Dana Tamagă, mă regăsesc în acest cântec, te iubesc mult, vâlceanca mea, vă ascult din Humele, Argeș. Mulțumim frumos iată tuturor! Pentru mine, la mulți ani, pe 17, fac o vârstă frumoasă, 63 de ani. La mulți ani, pentru doamna Ionița Mândița. Mulțumim și pentru toate felicitările pe care ni le-ați transmis. De asemenea, pe Lali Vio, mulțumim pentru cuvinte alese. Mulțumim tuturor, Nicu Geta, iată, Elisabeta Gherghină. Și încă un telefon pe fir. Bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara, doamna Cristina! Bună seara! Bună seara, doamna Cristina Udrea! Bună seara! E o premieră că reușesc să intru la dumneavoastră în emisiune. Ne bucurăm! Și o premieră că o văd pe doamna Cristina Udrea. O voce frumoasă și cristalină. O iubesc foarte mult. Mulțumesc. Tot ce cântă merge la sufletul nostru. Ne bucură. O mică privighetoare a noastră. Și ca să nu vă rețin prea mult, aș vrea să vă doresc numai bine, sănătate și realizări, doamne Cristina.
să fie sănătoasă. Vă mulțumim. Să îndeplinească tot ce-ți dorește. Cu cine am avut plăcerea? Și câteva. Nicoleta de la Tismana. Aha, ne bucurăm, doamna. Mulțumim. Nicoleta. Da, așa. Și aș vrea să fac și o dedicție cu în grădina casei mele. Acel cu fetița. Pentru, da. Pentru fetița mea și pentru copiii mei. Cu tot dragul. Potrei, și pentru toți cei care iubesc muzica. Și tot ce cântă Cristina Udrea să fie dedicat familiei mele și tuturor care iubesc muzica frumoasă. Mulțumim frumos! Să vă trăiască copiii! Și dumneavoastră vă felicit și vă pup și multă sănătate și să auzi numai de bine. Să dea Dumnezeu! Să ducă Dumnezeu relele departe de noi. Așa este, doamnă. Mulțumim de telefon și noi. Mulțumim frumos. Mai bine. Îl salutăm și domnul Petre Barbu, care, iată, ne transmite urări frumoase aici pe Facebook. Sunt atât de multe. Marilena, de asemenea, și noi vă salutăm cu drag. Deja am pierdut firul, am încercat să-i găsesc pe toți cei care ne-au scris, însă dacă o să mă repet, îmi cer scuze, sunt foarte multe mesajele de la dumneavoastră și, bineînțeles, o să mai cântăm în această seară, o să mai cânte, de fapt, invitata mea, Cristina Udrea, cea care a făcut așa o selecție dintre cele mai frumoase sau cele mai cerute piese, că mă gândesc că ea mai are piese de suflet pe care nu le-a prea scos în lume, poate unde n-au fost așa ascultate, n-au fost atât de îndrăgite ca cele pe care le nu tot le-am promovează. Putut, da, nu le-am putut promova pe toate pentru că asta este situația. Încercăm să mergem pe anumite cântece care sunt mai cerute sau, mă rog. Ți-e dor de scenă, Cristina, de public? Foarte dor. Ai atins o coardă foarte sensibilă. Da, mi-este tare dor de viața noastră, practic. S-au mai făcut spectacole în această perioadă? Mai avut acum ceva luni urmă, dar, mă rog, diferit de ce era odată, cu distanțare, număr limitat, dar e bine că au fost. Da. Să sperăm că în această vară vom sărbători așa cum se cuvine și vom asculta din nou cântecele voastre, ne vom bucura sufletele cu ele, ne vom bucura unii de alții, pentru că a fost o perioadă, într-adevăr, în care ne-au lipsit, ne-a lipsit apropierea fizică publicului. Și cu cei dragi și apropierea publicului față de noi soliștii, știți, atunci când primește o floare și te îmbrățișează, este un sentiment foarte plăcut, pe care nu l-am mai trăit în ultima perioadă de un an și. Da. Până una alta, ne bucurăm că există televiziunea AMI. Sigur și că iată, da. Puteți să ajungeți în casele oamenilor. Sigur. Și am să te rog în minutele următoare să le mai cânți tuturor celor care ne urmăresc în această seară. Să aducă
uitat mai. Și mai vine fiecare pe unde învățat să zboare. Și vorba puiului de la Craiova.
să-ți șoptesc cu inima. Puiul meu nu mai pleca, stai cu mine, pui dorit. Doar eu te fac fericit, doar eu știu să te mângâi. Că mi-ești dragostea din câi, ne-a fost dat să ne întâlnim, dragostea să ne împlinim, să facem casă împreună, puiul meu cu vorba bună. Dar mi-e teamă
uită. De te uiți în ochii mei, citești dragostea din ei. Hai, neicuță, îndrăznește, că și mândra te iubește. Mulțumim frumos, Cristina Udrea, ce cântece frumoase! Dragostea este tema primordială, tema care ne încântă sufletul de fiecare dată și ea se regăsește în majoritatea cântecelor invitatei mele. Acest ultim cântec, uite, l-aș dedica cu drag și cu multă colegialitate colegului nostru, Oli, care de curând s-a căsătorit. Lui și soției lui să aibă o viață frumoasă și să fie veșnic fericiți, așa cum am văzut în fotografiile de la cununie. Fetița ta, domnișoara ta, că nu mai pot să spun fetiță, că 20 și ceva de ani, e îndrăgostită, se gândește să-și înceapă un drum în viață în sensul acesta? Îți dai seama ca orice tânăr la această vârstă frumoasă, într-adevăr, are o relație frumoasă, dar să vedem ce va fi pe viitor. Știi cum este. Încercăm să ne găsim jumătatea și da, sperăm să fie pentru totdeauna. Dar se deocamdată, ajută Dumnezeu. Pentru căsătorie, nu, încă nu s-a gândit atât de departe. Are sufletul plin de iubire și asta e bine. Da, asta contează cel mai mult. Da. Și când va fi... Când o fi, să fie bine. Ne ajută să fie cu bine și... cu noroc. Și cu noroc, da. Luăm telefon? Hai să luăm telefon. Bună seara! Bună seara, Mihai din Zalău, să las, vă deranjați. Nu ne deranjați, ne bucurăm să vă auzim, salutări la Sălăjeni. Da, și pentru mine o melodie, dacă se poate, nu contează oricare, numai să fie și pentru mine. Pentru dumneavoastră, cum vă numiți? Mihai din Zalău. Domnul Mihai, pentru dumneavoastră un cântec frumos.
Vă mulțumesc, o emisiune plăcută asta, mulțumim. Mulțumim și noi, o seară plăcută. Salut cu drag pe cei care i-am cunoscut cu ani în urmă acolo în Sălaj, la Jibou, în special pe domnul director al Clubului Copiilor, o familie minunată, pe profesorii de acolo. Da, iată, mergem așa din loc în loc în țară și găsim zone absolut minunate și oameni frumoși. Să le dea Dumnezeu românilor, indiferent că sunt aici sau peste granițele țării, sănătate și noroc, că tot vorbeam de noroc. Mai luăm un telefon, bună seara! Fenomena! Bună seara! Sunt Cătălin Dumnezeu! Ne bucurăm! Și aș vrea să vă urez... mai ales, Doamne, că noi doi ne mai vedem, să-i urez sărbători fericite. Mulțumesc, multă doamne. Sănătate și multă putere să cântați spectacole. Mulțumesc frumos! Și să vă dea Dumnezeu sănătate, v-aș întreba ceva dacă nu vă supărați. Întrezută cu cumva cu Elena Udrea să le nume. Este o coincidență de nume. A, n-ar fi fost rău să fiu rudă, să știți. Multă sănătate și să aveți grijă de dumneavoastră. Mulțumesc. La fel și dumneavoastră, să aveți grijă să fiți sănătoși. O să mă cer în direct la domnul Citișui. Așa. Sănătate multă. Sănătate, numai bine. O să ceară dedicație cu tine în emisiunea colegului nostru. Mulțumesc. Gigi. Deci, iată... Ai plăcut și acum, ca întotdeauna de altfel, Cristina, pentru că vocea ta te recomandă în primul rând, este una cu adevărat specială, iar tu ca om ești unul foarte plăcut, foarte blând, așa, o doamnă blândă și bună. Ne apropiem de finalul emisiunii, dacă vrei să le transmiști ceva celor de acasă, familiei, colegilor. Dăm voie să spun mai întâi de toate că am avut foarte mari emoții. Deci de fiecare dată, dar de fiecare dată, întâlnirea cu telespectatorii, cu ascultătorii pe calea undelor radio, întâlnirea cu tine, pentru mine este o emoție. Oricât aș încerca, nu pot să ascund emoțiile. Cred că s-au văzut și de această dată. Vreau să salut, dacă mai avem puțin timp la dispoziție, în primul rând pe toți telespectatorii care urmăresc EMI-TV, într-adevăr este altceva. Eu așa am zis și uite că într-adevăr s-a adeverit acest lucru. Mă bucur că am putut fi în această seară alături de această echipă minunată. Vreau să salut și eu, să o iau cu colegii, așa. Pe toți colegii mei de la Doina Gorului cu care eu am colaborat, și instrumentiști și soliști, nu vreau să dau nume, că nu vreau să uit și să supăr pe cineva. Vreau să-i salut pe toți în egală măsură, le doresc ce-mi doresc și mie, sănătate și cât mai multe evenimente, concerte, să putem să scăpăm de această pandemie. Vreau să salut surorile mele care locuiesc aici în Gorj, o soră la Tismana și cealaltă în oraș, pe Lenuța și pe Aurelia, și cu familiile lor, bineînțeles. Familia mea de acasă și, bineînțeles, pe grațioasa mea, dacă a fost pe recepție. Eu așa îi spun grațielei, o răsfăț și îi spun grațioasa mea. Și nu în ultimul rând, așa cum spuneam, pe toți cei care ne-au urmărit, pe colegii mei de la serviciu, în frunte cu managerul nostru Alin Pavelescu, pe maestrul nostru Cristi Caliu și toată orchestra. Am să te întrerup și îmi cer scuze. Nicio care problemă. Mai sunt numele? M-am cam rupt așa de lumea aceasta în ultima perioadă. Care mai sunt interpreții? De la Rapsodia Vâlceană. Exact. Da. Să știi că Rapsodia Vâlceană, odată cu venirea noului nostru manager, s-a reînnoit și avem un suflu nou, așa proaspăt și binevenit, la modul că s-au mai angajat colegi tineri care sunt la început de drum și fac această meserie cu mare plăcere ca și înaintașii lor. Avem colegi noi pe care noi le-am primit cu mare drag și
știi ceva? Numai mâine, nu-i poi mâine. A, și o să și telespectatorii, aici pe toți. Sigur că da, vor afla tot ceea ce este nou și frumos la noi, iar chestia asta pe mine mă bucură și mă încarcă de energie pozitivă, pentru că în sfârșit suntem bine, să zic așa. Doamne, mult mai bine decât, nu știu, cred că am fi meritat de mult să fim și noi undeva mult mai bine, dar știți cum este, timpurile, problemele, sunt mai mulți factori care contribuie ca nu întotdeauna lucrurile să decurgă așa cum ar trebui. Da. Luăm un ultim telefon în această seară. Bună seara! Să rămână, s-a întrerupt atunci. Așa, ce norocos! Ce ne mai spuneți? Pentru doamna Cristina, multă sănătate. Da. Și toate melodiile, nu știu cum să vă spun. Multă sănătate, 100 de ani să trăiască. Mulțumesc la fel și dumneavoastră. Și pentru maică mea, că cu povestile s-a zis o maică mea. Chiar îmi pare rău că n-am pus piesa cu mama. Da, rău, să vă trăiască. O să o ascultăm într-o ediție următoare. Cu mare drag, da. Toate cele bune tuturor. Așa? Mai aveți ceva? Numai bine, o seară frumoasă vă dorim. La revedere! O să ne luăm rămas bună, Cristina, acum de la telespectatorii noștri. Cu siguranță tu vei reveni în emisiunile. Cu mare drag. Și să nu uit să-i salut și eu, ca și tine și împreună, pe toți prietenii noștri de pe rețelele de socializare. Da. Și vreau să le mulțumesc tuturor pentru faptul că îmi sunt alături. Fiecare comentariu, fiecare floricică pe mine mă mulțumește în sufletul meu, și pentru că nu de mult mi-a fost ziua de naștere, vreau încă o dată să le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris mesaje și în privat și pe pagina mea, care m-au sunat. Vreau să le mulțumesc și să le doresc din suflet ce-mi doresc mie. Să fii sănătoasă și fericită, mulțumesc, Cristina. Asta mulțumesc. Este tot ceea ce-ți doresc. Iar averea ta cea mai mare, adică grațioasa, cum și îi spui cântecele tu, și să fie, să fie bine. Da. Și tu să revii mereu cu cântece frumoase în fața publicului tău. O să te las să încheie emisiunea cu cântec, nu cum altfel. O să le mulțumesc telespectatorilor noștri pentru că ne-au fost alături, tuturor celor care au sunat, care ne-au trimis mesaje. Vă dorim toate cele bune, să ne revedem cu bine. La revedere!
Să trăiesc nepoții, să-i văd cum cresc. Să-mi văd cum...
faceți ca mine, să nu vă mai păcăliți, ca mine să nimeriți face, dar de la o vreme
Să-mi aduc.